Bună seara! Vă mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor, că ați revenit astă seara aici, o asemenea vreme care ne învie mai curând să stăm afară. Dar este vorba de o carte așteptată și mult așteptată de comunitatea noastră filozofică. Mi-am dat seama de asta și după agitația și fervoarea manifestată pe Facebook în ultimile zile. Este o carte așteptată fiindcă în comunitatea noastră filozofică există puține personaje care să se afle în centrul ei în așa fel cum se află profesorul Mircea Fronta. Lansăm această carte împreună cu invitații noștri, domnul profesor și rectorul Universității din București, domnul Mircea Dumitru, domnul profesor Andrei Cornea. Uitați, și de data aceasta, domnul profesor Flonca se află în centru, cum spuneam, al unei comunități filozofice, cu o carieră academică de peste impresionantă a lungime, de peste 60 de ani în universitate. Lucrul acesta, iată, făcea ca toți cei care au auzit ca o asemenea carte de autobiografie spirituală va apărea că este scrisă, să fie dintr-un început nerăbdător să o cunoască. Eu am avut bucuria, în calitate de redactor al ei, să o cunosc ceva mai înainte. Să mă împing de ea, să-i aflu coerențele interioare și să mă mișc în interiorul acestei povești de o viață. Ce am descoperit acolo, nu fac decât o introducere, să știți, și lansez prin asta câteva teme de discuție, am descoperit coerența, iată, unui destin, care este scrisă la persoana întâi, coerența unui destin pe care l-aș numi eu un destin cu muzicalitate. Un destin de profesor care este student de filozofie, care studiază filozofia în anii 50, știm cu toții ce înseamnă acest lucru, când filozofia nu era filozofie, nu era o specialitate în universitățile noastre. Deci acela este punctul de plecare, care are premise foarte, foarte, foarte defavorabile. Iar pe parcursul poveștii vedem cum aceste premise sunt îngropate. Există reușită în ciuda tuturor circumstanțelor, cât ar fi ele de negre. Vorbim, iată, de anii 50, în care profesorul Flonta a fost student, dar la fel de rău era să fii, la fel de dificil era să fii profesor de filozofie în anii 60, în anii 70, în anii 80. Uitându-mă astăzi pe cuprinsul cărții, am realizat încă o dată câtă armonie este în această carte. Am să vi-l citesc, dar sub o altă formă. Mi-am dat seama că el poate fi produs, deci sunt câteva capitole de capitole, cine citește deja cuprinsul cărții își dă seama de ceea ce Heidegger numește Wegmarker. Pietrele de bornele care sunt o traiectorie și care marchează acea traiectorie. Mi-am dat seama că există o traiectorie, se vede deja din cuprinsul cărții. Și folosind, am făcut un joc. Am făcut un joc quasi literar, mi-a permis acest lucru. Folosind sintagmele din sintagmele, titlurile din cuprinsul cărții, am făcut o mică povestioară. Tocmai pentru a sublinia coerența, muzicalitatea care este aici, armonia care se creează în ciuda, cum spuneam, unui început într-o epocă istorică, deci, un început de carieră într-o epocă istorică
absolut defavorabile. De fapt, cartea este o pătrundere prin straturile tectonice ale istoriei noastre recente, care s-au mișcat brusc în 1989, o pătrundere dincolo, iar pentru cei care ne-am născut după aceea și n-am apucat aceste vremuri, este absolut de cunoscut această istorie. Uitați cum sună cuprinsul cărții pus într-un mic fragment de proză. Eu mi-am scris aici în cursive sintagmele, dar cine are cartea poate urmări să vadă cum este. Uitați, autobiografie într-o jumătate de pagină. Încă de când am început să descopăr lumea, am resimțit pe deplin prestigiul cărții. Mi-a plăcut întotdeauna să citesc și sunt unul dintre aceia despre care se poate spune, pe bună dreptate, ești ceea ce ai citit. Mi-am dorit, tocmai datorită cărților, să fac filozofie. Dar cum poate fascina filozofia când ai neșansa să fii student la filozofie în anii 50? Sigur, orice început e greu, dar este infinit mai greu atunci când trăiești într-o epocă de aur, în ghilimele, a gândirii. Primele speranțe nu poți îndrăzni să ți le faci decât târziu, iar primii pași pe drumul spre filozofie rămân fără urmări dacă nu ai, la un moment dat, o mare șansă de ordin personal. Pentru mine, o astfel de șansă a fost, printre altele, întâlnirea cu filozofia analitică. Ea m-a împins la vastele considerări și de atunci am început să-mi practic meseria, înnotând împotriva curentului, până când, la un moment dat, am avut sentimentul că stau pe un teren profesional ferm. Șansa mea a fost că, evadând din lumea noastră închisă, am cunoscut lumi filozofice diferite. Astfel încât, în anul 1989, m-am putut bucura pe deplin de ceea ce nu credeam că va fi posibil. Am putut de atunci, nestingherit, să învăț pe alții ce este filozofia sau să le spun, de pildă, ce putem învăța traducând texte filozofice. Ori, cum înțeleg eu, mesajul lui Wittgenstein, singurul nume propriu care apare în cuprins. Cum mă văd eu după o carieră presărată, cu atât de multe episoade și ce pot spune despre mine? Pot spune un singur lucru, iar cartea de față îl atestă. Ceea ce mi s-a năzărit în acei ani, în care mi s-a trezit interesul pentru filozofie, nu a fost, până la urmă, o fantezie irealizabilă, nu a fost o himeră. Am încercat să subliniez cursivele, să le citesc cursivele, sunt scrise în cursive aici titlurile cuprinsului, de la un cap la altul, în ordinea lor. Eu personal, vă spun, am fost bucuros, extraordinar de fericit, lăsând la o parte curiozitatea de prim moment de a răsfoi paginile. Am fost bucuros să conduc această carte, să însoțesc această carte la, pe drumul către tipar. Am și câte întrebări ale mele, le-aș spune cu drag, dar când va veni vremea. Și când va veni vremea, chiar și dumneavoastră, cei prezenți aici, sunteți invitați să reacționați dacă între timp ați apucat să deschideți cartea. Autorul este, dintr-un început, am spus, este deschis, doritor să afle impresii, reacții, percepții. Acestea fiind spuse, mă opresc pentru moment și dau cuvântul invitațiilor noștri. Mai întâi domnului profesor Mircea Dumitru, vă rog. Bună seara, se aude? Sunt la sfârșitul de la ingite și glasul nu mă ajută foarte mult. În primul rând aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuros și deosebit de onorat de faptul că editura Humanitas m-a invitat să particip la această prezentare a cărții profesorului și mentorului meu, domnului Mircea Flonta, și
Și sunt foarte fericit că pot să împărtășesc câteva dintre gândurile și emoțiile mele de față cu domnia sa. Introducerea deosebit de frumos executată, scrisă și de aceasta colegului nostru, domnul Cătălin, ne arată că această carte deja transmite un mesaj deosebit, chiar dacă nu mai sau fie, dacă vă uitați doar la câteva dintre punctele centrale, punctele principale ale sale. Cei care am avut privilegiu, care am avut șansa să fim studenți în anii 70, în anii 80, chiar și în anii 90 ai secolului trecut, iar unii dintre dumneavoastră ați fost studenți chiar mai recent, pentru că profesorul Mircea Flonta încă este activ la Universitatea din București, predă la școala doctorală la Facultatea de Filozofie, am fi putut rămâne cu impresia falsă, cu impresia greșită, că domnul Flonta poate fi încadrat, poate fi încapsulat într-o singură formulă simplă, și anume este profesorul de teoria cunoașterii și de filozofia științei la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Chiar dacă este o descripție definită autentică, pentru că, într-adevăr, profesorul de epistemologie și de filozofia științei este și a fost într-o lungă perioadă de timp doar Mircea Flonta, totuși această încapsulare ar fi complet eronată. Și asta mi-aduce aminte de o butadă filozofică exprimată cu mai mulți ani în urmă de un filozof american foarte cunoscut, Hilary Putnam, care acum două săptămâni ne-a părăsit, și care spunea, aproape de sfârșitul unei cariere în care Putnam a cunoscut o evoluție intelectuală și o versatilitate ieșite din comun, aproape la egalat, dacă nu chiar l-am trecut pe Bertrand Russell din punctul ăsta de vedere, spunea că un filozof care poate fi prins într-o singură formulă, într-o singură capsulă intelectuală, merită să fie prins, merită să fie încapsulat. Ori, în cazul nostru, greșeala pe care am face-o este exact aceasta. Să considerăm că profesorul Flonta a fost o persoană, un intelectual, un profesor, care a cântat monocord, care a avut, cum uneori îi place domnii sale să exprime, o singură coardă la instrument, în timp ce noi știm bine că au fost mult mai multe corzi la instrumentul pe care l-au folosit timp de mai bine de 60 de ani. Într-adevăr, această carte cu caracter autobiografic, această autobiografie sui generis intelectuală, ne arată o personalitate deosebit de complexă. Ne arată, în afara profesorului, ne arată un cercetător extrem de avizat și extrem de atent la toate evoluțiile și nuanțele în dezvoltare, în devenire ale unui domeniu extrem de complex, o să revin la această chestiune, ne arată de asemenea fațeta unui gânditor profund asupra domeniului cunoașterii în general, dar și a conexiunilor acestuia, a domeniului științelor umaniste, dar și asupra multor teme de interes public, ne arată fațeta luminoasă și caldă a mentorului, a fost un mentor desăvârșit pentru foarte multe dintre studentele și studenții Facultății de Filozofie și nu numai, și al altor facultăți la care a lucrat, mai ales în anii 70, la Facultatea de Psihologie, de pe unde a avut cursuri ani de zile, relații pe care le-a consolidat în timp, mulți dintre absolvenții și studenții cu care a lucrat domnia sa, fiind peste ani înșiși profesori, cercetători, unii în România, alții în străinătate, ne arată în ultimul rând un om care în mod conștient și-a dedicat eforturile academice și creatoare traducerii unor autori de filozofie remarcabili, clasici, dar și contemporani sau moderni. Am în vedere pe David Hume, pe Kant și, bineînțeles, în ultima perioadă pe Wittgenstein, dar înainte de aceasta trecând prin Popper și prin Thomas Kuhn. Și nu în ultimul rând vedem la domnul profesor Flonta și un om care a fost profund angajat cu o conștiință civică extrem de puternic conturată după 1990 în reconstrucția Facultății de Filozofie a Universității din București și chiar în reconstrucția Universității ca atare. Cartea
De fapt, nu este o autobiografie și chiar în prima propoziție, domnul Flonta ne previne, istorisirea ce urmează nu este o scriere autobiografică. Dar cartea nu este nici o încercare de justificare, de autojustificare sau o lamentație pornind de la unul dintre laimotivurile acestei cărți, care este condiția deosebit de grea, de nedreaptă și de dură pe care un om care cunoștea valorile intelectuale și onestitatea cercetării științifice încă din primii ani de facultate, era totuși constrâns să accepte convențiile sociale și regulile extrem de dure impuse de un aparat ideologic represiv, aparatul stalinist, urmat apoi de aparatul ceaușist. Citind această carte în ultima săptămână, de când ea a fost publicată, deși trebuie să vă spun că fragmente în această carte mi erau cunoscute din proată împrejurare pe care o să o evoc puțin mai târziu, citind astfel de fragmente, mi-am dat seama, de fapt, mult mai bine, pentru că și vârsta la care sunt acum îmi permite acest lucru și mi-a permis să pun în perspectivă o chestiune pe care o știam de foarte mult timp, dar pe care nu o apreciam la justă ei măsură. Cu foarte mulți ani în urmă, am găsit în biblioteca tatălui meu, care de multă vreme dincolo nu mai este printre noi, dar care era apropiat acum de vârstă cu profesorul Flonta, născut în 1920, am găsit o carte pe care o primise de la un coleg și prieten de generație, un poet, o carte pe care această persoană reușise să o publice cu foarte mulți ani după ce debutase, pentru că în anii 50, la începutul anilor 60, intervenise un episod dramatic în viața acestei persoane, fusese închis. Iar dedicația pe care i-o adresa tatălui meu suna cap în felul acesta și m-a impresionat așa de mult la vremea respectivă, încât aproape că pot să citez exact din memorie. I se adresa cu numele tatălui meu, lui Aureliu Dumitru, în amintirea unei generații care a visat și a sperat mai mult decât a fost lăsată să realizeze și să înfăptuiască. A fost într-adevăr vorba de o generație care promita probabil foarte mult prin oameni care aveau aspirații intelectuale, care erau foarte bine clădiți moral, dar care nu au avut posibilitatea, mulți dintre ei, să ajungă la dezvoltare și la înflorire. Pentru că, de fapt, la sfârșitul întregului parcurs, așa cum ne spune și profesorul Flonta în ultimile pagini ale cărții, în viață e nevoie și de noroc. Și norocul de a trăi totuși o viață lungă și bogată din punct de vedere intelectual, din punct de vedere cultural și din punct de vedere sufletesc, nu l-au toți. Ne bucurăm și noi acum, astăzi aici, că avem norocul să fim alături de profesorul Flonta și că profesorul Flonta a avut norocul unei vieți foarte lungi, în care a cunoscut o evoluție continuă. Domniasa concepe cartea, dacă luăm în mod firesc metafora titlului, Drumul meu către filozofie, ca o peregrinare, poate s-ar putea spune ca o rătăcire de la o etapă la alta, în speranța și în ideea că undeva la sfârșitul acestui drum poți să ajungi să atingi acel ideal care se află în fața ochilor tăi, idealul fiind aici filozofia. De fapt, o anumită configurație a filozofiei, așa cum a gândit-o Mircea Flonta încă din anii liceului, petrecuți la Arad și la Beiuș, și apoi din anii, primii ani ai facultății, la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Eu însă aș încerca să descifrez mesajul cărții și altfel, spunând că în niciuna dintre aceste perioade în care profesorul Flonta, chiar și atunci când era încă foarte tânăr, se îndeledicea cu această activitate pe care convențional, cultural, numit filozofie, domnia sa n-a fost niciodată în afara filozofiei. A fost pe o cale, pe un drum, de foarte multe ori sub efectul și sub contingențele istoriei, care știm cum a fost în anii 50, în anii 60, dar a mers pe acest drum întotdeauna călăuzit de un ideal corect și călăuzit de o onestitate intelectuală absolut ieșită din comun. Una dintre
Notele distinctive ale acestui discurs autobiografic și confesiv este aceasta. Un om pentru care onestitatea, pentru care sinceritatea și severitatea autoprezentării sunt valori maxime. O chestiune, n-aș spune, necunoscută în cultura umanistă românească, dar destul de rară la cei care sunt deveniceți la noi cu ideile și cu scrisul. Eu însumi, din 1980, și aș îndrăi să spun chiar până astăzi, nu numai că am fost martor la acest drum pe care profesorul Flonta l-a făcut în filozofie, într-o filozofie și înspre filozofie, nu este doar un drum către filozofie, la care spune domnia sa, poate abia acum speră să fie ajuns. Deci am fost martor la acest drum atunci când am devenit student, în 1981 și în cei 5 ani pe care am făcut în facultate, pentru că am repetat unul dintre ani chiar la sfatul la îndemnul profesorului Flonta, ultima oară a facultății l-am repetat din motivele medicale, pentru că profesorul Flonta a insistat să facă acest lucru. I-am fost apoi foarte aproape și chiar dacă nu am făcut lucrarea de doctorat cu domnia sa, am fost, pot să spun, unul dintre studenții pentru care profesorul Flonta a făcut un mentorat intens. De aceea, fiind un martor prezent în această perioadă, alături de dezvoltarea, de prefacerea domniei sale profesionale, aș putea să pun și întrebarea ce anume îi datorez eu, ce anume îi datorează generația mea, celelalte generații de studenți, facultatea și universitatea acestei activități de mai bine de 60 de ani pusă în slujba Universității din București. Am arătat într-un volum care are mai bine de 650 de pagini, publicat recent la editura Universității din București și care poartă titlul 60 de ani în Universitate, o carte dedicată profesorului Mircea Flonta, alături de 18 alți colegi de facultate sau colegi care au fost în facultate în diverse perioade ale vieții lor, am arătat ce anume datorăm noi personal, individual, și anume datorează întreaga instituție profesorului Flonta. Și exercițiile pe care le-am făcut acolo nu au fost doar simple exerciții de retorică și de admirație, ci unele dintre studii au fost studii foarte incisive, unele de-a dreptul critice, până la limita apostaziei, s-ar putea spune, din partea unora dintre noi. Studii cărora profesorul Flonta a răspuns, așa cum știm, cu o seriozitate deosebită. Seriozitatea profesională fiind o altă valoare pe care am deprins-o, pe care am învățat-o în acești mulți ani pe care am trecut alături de dumneavoastră sa. Dar vinteri la două dintre aceste studii, care însumează vreo 40-50 de pagini, profesorul Flonta a răspuns cu două studii substanțiale care depășesc ca lungime chiar acele studii, în așa fel încât doar acele două studii cu cele două răspunsuri ale domniei sale ar putea face un volum de mai bine de 100 de pagini. În volumul acesta, ca să ne apropiem de substanța filozofică a peregrinărilor profesorului Flonta într-o filozofie și înspre filozofie, găsim, dincolo de anecdotica mai mult sau mai puțin interesantă și vie a perioadelor prin care a trecut domnia sa și prin care a trecut întreaga generație care a aparținut, găsim multe elemente care constituie, într-o modalitate extrem, extrem de interesantă, n-aș spune un sistem filozofic, pentru că profesorul Flonta nu este un gânditor de sistem, deși este un gânditor sistematic, ci găsim temele recurente care l-au urmărit și pe care le-a dezvoltat în toată această perioadă de mai bine de 60 de ani. Găsim preocupările domniei sale consacrate presupozițiilor filozofice în știința exactă, tradițiilor de cercetare privite drept forme distincte de viață științifică, chestiunilor legate de situarea științei moderne în cultura spirituală a Occidentului, filozofia cercetătorului, relația dintre cunoașterea științifică și credința religioasă, problema pluralismului filozofic, care este una extrem de interesantă și de subtilă și voi reveni imediat pe scurt cu câteva chestiuni pe care vreau să le și ridic pentru discuția pe care am anunțat-o încă de la început. Pe toate acestea, spune Mircea Flonta, a urmărit
un spor de înțelegere și de claritate și de clarificare. Chiar dacă ne spune acum spre partea de carieră în care se află acum, s-a detașat puțin de metodele și de constrângerile filozofiei analitice, mai ales sub influența unei interpretări a lui Ludwig Wittgenstein în perioada târzie, eu îmi permit să fiu în dezacord aici cu domnia sa, spunând că ceea ce produce, ceea ce face, este tot un gen de filozofie analitică, într-una dintre formele sale cele mai elevate și cele mai interesante, pentru că este un gen de filozofie în care accentul cade pe argument, pe clarificare, pe înțelegere și nu cade, în primul rând, pe folosirea cu virtuozitate a limbajului, în așa fel să încânte pe cititor și să îl vrăjească, ca să spun așa, cu imagini și cu metafore. Ceea ce este interesant de remarcat în ceea ce privește formula intelectuală a domnului Fonta este faptul că toate aceste teme au fost introduse și au fost propuse pornind de la gânditori care sunt absolut esențiali și emblematici pentru filozofia teoretică, pentru filozofia sistematică și pentru filozofia analitică. Profesorul Flonta a urmărit câteva figuri de acest fel, din tradiția modernă a filozofiei europene. În primul rând, interesul domniei sale a fost și s-a canalizat în primul rând asupra lui David Hume și a lui Immanuel Kant. Din perioada secolului al XX-lea, cu care de fapt a și început studiile filozofice și cercetările pentru teza de doctorat, interesul lui Mircea Flonta s-a îndreptat în primul rând asupra unor gânditori care aparțin tradiției empirismului și pozitivismului logic, într-o formă atât dogmatic-ortodoxă cât și oarecum convertită, pentru că am în vedere aici pe Carnap, dar și pe Quine, controversa dintre Carnap și Quine cu privire la natura necesității și la natura adevărurilor analitice, ceea ce a făcut obiectul primei monografii a profesorului Flonta în urma unei teze de doctorat, dar și a primei monografii, de fapt, în limba română asupra acestei teze, lucrarea adevărurilor necesare. Alți autori pe care i-a introdus după aceea și efectiv la Universitatea din București, profesorul Flonta a fost cel care a instaurat această tradiție de a discuta temele mari ale filozofiei prin raportare la autorii canonici care le-au introdus. Alți autori au fost, în ordinea în care profesorul Flonta i-a introdus, au fost Jean Piaget, cu care a avut și o întâlnire în anii 70, cu care, într-o perioadă, s-ar putea spune, a putut să lucreze în preajma acestui mare savant, psiholog și filozof elvețian. Urmând apoi Thomas Kuhn, la jumătatea anilor 70, a apărut o traducere a cărții fundamentale acestui istoric al științei și fizician american, Structura Revoluțiilor Științifice, publicată în traducere română în 1976. Iar după anii 80, iarăși o carte emblematică pentru ceea ce înseamnă gândirea filozofică raționalistă, am în vedere cartea lui Karl Popper, Logica cercetării științifice. Dacă nu mă înșel, a apărut în 1983, în traducerea românească. 81. Deci, toate acele teme la care făceam referire puțin mai devreme, au fost întotdeauna legate de autor principal și asta a fost o modalitate extraordinară prin care profesorul Flonta i-a introdus în seminarele domnului sale de epistemologie, de teoria cunoașterii, dar și de filozofia științei pe studenții pe care i-a avut în acele decenii. În paralel, profesorul Flonta a introdus în tematica de la Facultatea de Filozofie și Filozofia Limbajului, aici accentul căzând iarăși asupra gânditorilor de orientare analitică și prefigurând interesul domniei sale de maturitate și a spune desenectut acum care este filozofia lui Ludwig Wittgenstein. Atât perioada timpurie a lui Wittgenstein din Tractatus, cât și perioada de maturitate și trezie din manuscrisele din anii 30 de la Cambridge și capodopera inegalabilă a lui Wittgenstein în cercetări filozofice. Aceasta face ca el însuși să se vadă ca un profesor mai degrabă decât ca un cercetător sau ca un gânditor. Asta ne spune în acele fragmente finale din carte, în care spune că are menirea profesorului de a explica
le-i face pe alții ca împreună cu dânsul să înțeleagă mai bine pe autorii aceștia, dar întotdeauna se interesează de teme și de concepte filozofice pornind de la acești autori, niciodată interesul nefiind unul pur istorist sau pur, ca să spun așa, culturalist asupra acestor autori. Această formulă este extrem de interesantă, e o formulă care aparține strict în sensul filozofiei analitice, dar cred că este îmbogățită de profesorul Flonta printr-o înțelegere cu totul aparte și cu totul special asupra rolului pe care trebuie să-l joace istoria și înțelegerea mai larg intelectuală a contextului în care apare opera filozofică. Ceea ce mi se pare absolut demn de remarcat în abordările lui Mircea Flonta este că atunci când vorbește despre tema, să spunem, adevărurilor necesare sau despre tema raționalității sau despre tema întemeierii în cunoaștere, întotdeauna leagă aceste teme de manifestările lor vii în opere emblematice de filozofie. Niciodată nu discută aceste teme în abstract, ca și cum nu ar avea niciun fel de condiționare istorică sau contextuală. Toate acestea mă aduc aminte de o chestiune care are un ușor aer ironic. Cu câțiva ani în urmă, Jerry Fodor publica o carte despre David Hume, o carte cu un titlu oarecum aproximativ, Teme Humene, în care Fodor, un eminent filozof al minții în Statele Unite la Universitatea Rutgers, sunt cei mai importanți filozofi al minții, filozofi of mind, filozof al minții și al psihologiei și un eminent cercetător în domeniul științelor cognitive, aproape că face un punct de onoare din faptul că el nu cunoaște istoria filozofiei. Și spune că unul dintre colegii săi de departament, aflând că Jerry urmează să publice o carte despre David Hume, îl întreabă, cum tu o carte despre David Hume? Tu habar n-ai despre istoria filozofiei moderne, nu știi nimic despre David Hume, nu știi nimic despre contextul istoric. Cum îți permiți așa ceva? Iar Jerry răspunde oarecum provocator, spunând cu atât mai mult, pentru că nu știu nimic despre David Hume, pot să scriu o carte despre David Hume. Asta este o butadă așa care forțează in extremis lucrurile și care arată că nu întotdeauna cei care sunt la vârful meseriei noastre în filozofia analitică au și cele mai bune repere metodologice în domeniul lor. Și cred că la domnul profesor Flonta, ideea aceasta că trebuie să discuți teme și concepte, dar întotdeauna în corelație cu autorii importanți, este una dintre ideile care țin în echilibru cunoașterea sistematică și filozofia analitică cu dimensiunea istorică a dezvoltării filozofiei. Aș vrea să mă apropii de încheierea acestei scurte prezentări, insistând asupra unui fragment care mi se pare evocator pentru una dintre temele care poate fi urmărită ca un fir, care străbate tot ceea ce a creat Mircea Flonta, începând din anii, să spunem, 60 și până astăzi, arătând că dincolo de toate aceste schimbări, de toate aceste zigzaguri, de faptul că s-ar putea spune că domnia s-a trecut de pildă de la Piaget la Kuhn, de la Kuhn la Popper, de la Popper la Wittgenstein, dincolo de toate acestea, există anumite idei stilistice, formatoare, poate chiar în sensul lui Blaga, pe care știu că Mircea Flonta îl apreciază în mod deosebit și ca gânditor asupra matricii culturale din care provine cunoașterea sub diferitele forme. Iar ideea aceasta este una asupra căreia și autorul nostru insistă, spunând că încă și astăzi s-ar putea să fie valabilă sau oricum aruncă o lumină asupra ceea ce a încercat să facă în acei 60 de ani de continuă activitate filozofică. Și citez de la paginile 152-153. Găsesc și astăzi demnă de atenție încercarea mea de a explicita unele dintre supozițiile tacite care au generat și întreținut dezacordul dintre Carnap și Quine. Revin aici, așa cum anunțam, la tema pe care am evocat-o puțin mai devreme, este tema primei monografii a domnului Flonta, adevărul necesare, în care profesorul Flonta încearcă nu să adjudece, ci încearcă să înțeleagă mai bine de ce a existat o controversă ireductibilă între doi autori excepționali, doi autori de primă mărime, care aparțineau aceleași tradiții filozofice, ba mai mult, unul dintre ei, Quine, declară, este chiar dedicația pe care o pune pe cartea sa principală de filozofie, Orden Object, că îi dedică aceste cercetări filozofice lui Carnap, care este profesor și prieten. Dar controversa dintre ei este o controversă care a marcat și care a și dat filozofia analitică, mai ales după 1965.
Am sugerat, spune Mircea Fronta, că este important să se distingă între două contexte în care poate fi examinată distinția intuitivă dintre enunțuri considerate adevărate pe temeiul înțelesului, expresiilor pe care le conțin, și enunțuri socotite adevărate pe temeiul constatărilor despre fapte. Le-am numit contextul lui Carnap și contextul lui Quine. În primul dintre ele, adoptarea unui anumit cadru conceptual este considerată drept o condiție ce face posibilă orice cercetare privitoare la fapte. Dimpotrivă, în cel de-al doilea context, constituirea și schimbarea semnificației expresiilor lingvistice este examinată și explicată drept o consecință a progreselor cunoașterii noastre despre fapte. Nu există considerații de principiu care ar fi în măsură să impună adoptarea uneia dintre aceste contexte ale analizei. Preferința pentru unul dintre ele reprezintă o decizie, o opțiune filozofică. Opțiunea însă își poate fi însă evaluată în lumina consecințelor ei. Acesta este un mod de a examina o controversă filozofică care se deosebește destul de mult de cel consacrat de demersul în care ne concentrăm exclusiv asupra evaluării validității argumentelor celor două părți. Reflectând asupra acestui episod, care este foarte vechi, are deja în urmă vreo 50 de ani, și reflectând asupra modului în care astăzi, de pildă, Mircea Fronta îl folosește pe Wittgenstein pentru a analiza diverse concepte, diverse metode, diverse contexte ale analizelor filozofice, reflectând și asupra unor pronunțări publice ale domniei sale în ultima vreme asupra ceea ce trebuie să fie școala românească, asupra religiei în contextul dezbaterilor publice din România, pot să constat exact aceeași idee, care de fapt vedeți că este prezentă în matricea aceasta creativă a domnului Fronta încă de la începutul activității domniei sale. Niciodată nu veți auzi pe Mircea Fronta spunând că cineva are dreptate în mod absolut, iar altcineva greșește. Întotdeauna va încerca să vadă care sunt presupozițiile care pot să instituie, să dea o anumită raționalitate și credibilitate unui bun de vedere. Nu a spus, de pildă, care dreptate Quine, așa cum spuneau la vremea aceea aproape toți. Toți deveniseră Quinieni în urma acestor conflicte, ca să zic așa, interne în filozofia analitică, iar Carnap fusese repudiat, în timp ce Mircea Fronta spune, nu, aici este vorba de o dispută care se poartă oarecum în contexte diferite. Aceeași idee îl urmărește, ca să spun așa, și mai bine spus, profesorul urmărește aceeași idee în aproape tot ceea ce a făcut în cei 60 sau mai bine de 60 de ani de carieră. Și aș încheia spunând despre ultimele fragmente ale cărții, mai ales fragmentele în care vorbește despre subiectul relației dintre știință și religie, că aceste fragmente mi se par lucrurile cele mai interesante și subtile care au fost scrise și care au fost produse asupra acestui subiect extrem de delicat și de sensibil în cultura noastră umanistă și în viața noastră publică în ultima vreme. Și vă îndemn pe toți să deschideți cartea la pagina 307, să citiți cel puțin până la pagina 314 și să vedeți modul în care discută această relație între știință și religie, denunțând în primul rând pe toți aceia care socotesc că știința contemporană ar avea un mesaj direct ateist, că pur și simplu rezultatele științelor ca atare ar putea să submineze orice fel de credință, orice fel de emoție, orice fel de manifestare religioasă. Denunțând, zic eu, în felul acesta, orice formă naivă, nereflectată de ateism. Îmi permis să spun că Richard Dawkins ar avea câteva lucruri de învățat de la Mircea Fronta. Dar arătând pe de altă parte că nici încercarea de a justifica folosind criteriile cunoașterii obiective, dogmele teologico-religioase, nu duce prea departe. Și punând în evidență faptul că cele două forme mari de manifestare ale spiritualității umane, pe de o parte religia, pe de altă parte știința, sunt forme oarecum ireductibile unele la celelalte, la fel de necesare și poate complementare unele celorlalte, dar care sunt constituite în planuri diferite. De aceea, una dintre întrebările pe care vreau să o ridic aici este dacă nu e vorba de o incompatibilitate, cum eu cred că nu este vorba de așa ceva. Poate că este vorba de un compatibilism? Mă tem că profesorul Fronta ar respinge și această idee, spunând că un compatibilism înseamnă, în primul rând, a angaja cele două forme de discurs și de limbaj și de ideologii într-un fel de dialog,
Ceea ce ar însemna că la sfârșitul acestui exercițiu și la sfârșitul drumului, să spunem, dialogul, așa zisul dialog dintre știință și religie, ar avea anumite efecte, în așa fel încât religia ar avea ceva de învățat de la știință și știința ar putea învăța ceva de la religie. Ceea ce știu că Mircea Fronta respinge de asemenea. Deci e o poziție extrem de dificil de constituit, nu e vorba nici despre un incompatibilism, nu este vorba nici despre un compatibilism, cum ar vrea de pildă să susțină Plantinga și alți autori, care vorbesc despre raționalitatea religiei, încercând să dea argumente care vin din domeniul epistemologiei, unor curente extrem de sofisticate și de recente ale epistemologiei, la care Plantinga a lucrat, tocmai pentru că este un gânditor care vine puternic angajat și ancorat în filozofia religiei. Și mi se pare că punctul de vedere al lui Mircea Fronta este extrem de interesant și ar merita să fie elaborat, pentru că este ceva ce nu am întâlnit eu cel puțin, nu mă ocup în mod profesionist de acest subiect al filozofiei, dar din tot ceea ce am citit nu am găsit această abordare care să treacă dincolo de aceste clasificări și de aceste încapsulări pe care noi le cunoaștem în mod special în domeniul filozofiei. În fine, dincolo de tot ceea ce am spus că îi datoresc profesorului Fronta, doar un cuvânt cu privire la ceea ce ne desparte din punct de vedere filozofic, chiar și textul acesta pe care l-am scris în volumul apărut la editura Universității, arată anumite accente diferite pe care le punem asupra unor autori și concepte. În primul rând, aici e vorba de Wittgenstein, tractatul și de conceptul de necesitate logică și necesitate metafizică. În mare vorbind, eu, deși apăr același ideal filozofic pe care l-am învățat de la domnia sa, idealul rigorii, idealul argumentării în filozofie, buna tradiție a filozofiei analitice de la Frege și Russell până astăzi, cred că sunt mai inclinat să văd lucrurile în sensul filozofic și metafizic mai realist, în timp ce domnia sa este, ca să zicem așa, mai perspectivalist, mai particularist, unor mai relativist, cred eu, decât mă lasă pe mine să accept gustul meu filozofic. Ăsta este un lucru care poate fi discutat pe cazuri. Accept această chestiune pe care profesorul o pune în evidență, să nu facem o discuție globală, realism-antirealist, și să discutăm pe cazuri și pe concepte separate, dar mă tem că în destul de multe locuri divergența noastră persistă, eu fiind o inclinație mult mai realistă decât dânsul, în timp ce dânsul este cu o inclinație mai antirealistă. Probabil că este și influența lui Wittgenstein, care știm bine, Michael Dunn spune că lecția pe care a primit-o de la Wittgenstein din perioada târzie, de la cercetările filozofice, este o lecție antirealistă. Nu știu însă dacă Mircea Fronta l-ar interpreta pe Wittgenstein ca fiind antirealist. Mulțumim frumos! Domnule Andrei Cornean. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, am o sarcină destul de ingrată aici, pentru că, spre deosebire de antevorbitorii mei, care au fost, așa cum ați aflat, studenți și discipoli ai profesorului Fronta, eu nu sunt și nu am fost așa ceva și, deci, vorbesc din afară. Mai mult decât atât, nu numai că nu am mari legături cu filozofia analitică, care l-a preocupat pe profesorul Fronta atât de mult, dar o privesc chiar cu destulă antipatie. Și în general, nu sunt considerat și nici eu nu mă consider un filozof profesionist. N-am făcut nici facultatea de filozofie, și n-am ținut decât o dată un curs acolo, și aia întâmplător. Atunci, care e rostul meu aici? O să vă întrebați. Bun. Rostul direct este acela că am fost invitat, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Realitatea este că am citit cu mult interes și cu plăcere, chiar cu plăcere, cartea aceasta. Și, bineînțeles, mi-am amintit și mi-am dat seama, m-am uitat în bibliotecă, am mai citit și alte cărți ale profesorului, am citit traduceri, printre care numele s-au dat, Popper, logica cercetării,
Wittgenstein. Nu mai vorbesc de Kant. Așa că l-am în bibliotecă, l-aveam în bibliotecă deja pe profesorul Plonta, iar această carte, într-adevăr, mi-a deșteptat un interes special. Despre ce este vorba? Mai întâi, da, este o descriere a unui itinerar destul de, n-a zice, completamente neobișnuit. Pentru cineva care a început, a intrat în facultate în anii 50 și a fost menținut în facultate și a continuat să-și continue, și a continuat același itinerar în Universitatea din București. M-a mișcat sinceritatea, onestitatea, pe care nu mulți cred că o au, a profesorului Plonta, în care recunoaște cu sinceritate că nu numai că a fost foarte dezamăgit, asta era firesc, în anii 50 n-avea cum să nu fie dezamăgit. De ce se întâmpla acolo? Nu era filozofie, era ideologie, era îndoctrinare, pur și simplu. Dar chiar și după aceea, după ce a terminat și a fost păstrat ca preparator și apoi a avansat, sigur, încetul cu încetul, trebuie a început să predea la un moment dat cursuri. Recunoaște cu toată onestitatea că era extrem de nemulțumit de ce făcea. În primul rând pentru că nu știa. Nu știa materie, nu știa meserie. Și era rușine. Cred că sunt dintre cele mai frumoase pasaje din această carte. Nu sunt de acord de aceea cu profesorul. Cu profesorul Dumitru, care a dat citatul acela, e un citat foarte interesant, fără îndoială, dar cred că lucrurile cele mai frumoase în carte și mai pătrunzătoare sunt acelea în care profesorul Plonta recunoaște că era rușine de studenți, pentru că trebuia să le spună lucruri pe care el însuși nu le credea. E acolo o întreagă poveste, tinerii de astăzi, cred că nici nu pot să înțeleagă bine, a trebuit poate să fie un manual, un fel de adendă în care să publicați extrase din cursul scurt. Cursul scurt era scris de, mă rog, scris de Stalin, în fine, făcusul îndrumarea lui Stalin și el cuprindea tezele, așa zise, tezele principale ale marxism-leninismului. După care învăța jumătate din omenire, se poate spune, dacă ne uităm la RSS, China și toate celelalte țări. Era ceva teribil. Bun. Sigur o să spuneți, da, bine, asta a fost o perioadă. Da, a fost o perioadă, dar a fost perioada, cum spune profesorul, a fost perioada esențială în formarea unui tânăr și unui intelectual. Anii cei mai buni. Sigur, începând din anii 60, la un moment dat, începe o modificare, celebra liberalizare, despre care, cu siguranță, chiar și cei mai tineri de aici au auzit. Lucrurile încep să se schimbe, într-adevăr. Dar cenzura rămâne. Și aici trebuie știut un lucru, trebuie insistat. Cenzura în anii 60, 70, 80, anii 50, sigur, sunt, trebuie puși deoparte. Dar după ce începe oarecum o liberalizare, cenzura devine foarte variată, foarte, cum să spun eu, pluralistă. Așa. Cu, bine să spun, cu forme de viață diferite, dar toate grupate în jurul aceleiași idei, sigur, a primatului, până la urmă, al deciziilor de partid. Existau domenii în care practic nu exista cenzură. Știu și eu în științele exacte, în matematică, în fizică, spune și profesorul Plonta de anumite undeva, colegii îi invidia pe colegii de la fizică sau matematică, căci nu aveau nicio problemă de acest tip. Studenții aveau totuși o problemă, pentru că toată suflarea studențească a României trebuia să facă niște cursuri de așa numitele științe sociale și politice. Adică marxism, economie politică,
și așa zisul socialist științific, care consta în învățarea pe de rost a documentelor de partid. Toți ăștia mai bătrâni, pe aici le-am parcurs. Nu era plăcut. Dar totuși ei scăpau după asta. Domenii mai îndepărtate puțin, chiar domeniile literare, puteau să dezvolte ceva mai bine, nu mai erau, mai ales că avusese loc o revizuire estetică în anii 60, în anii 70, deci nu mai trebuiau urmate linia realismului socialist și lucrurile se puteau spune, se puteau întrebuința metode, metodologii noi, structuralismul era la modă, bun. Istoriatei, unde eram eu pe vremea aia, era foarte liber, aparent, sigur. Probabil că nu se puteau spune chiar toate lucrurile, dar multe se puteau spune. Dar filozofia era locul cel mai, îmi vine să zic o vorbă modernă acum, vorbă, cel mai nașpa. Da, era foarte rău. Pentru că acolo era controlul ideologic maxim și a rămas așa până în sfârșitul lui 89. Așa că e interesant de urmărit ce se întâmplă în anii aceștia ziște liberalizare. Pe de o parte, începe să existe un acces la mai multe cărți. Profesorul Flonta are marele noroc, cum o și recunoaște iarăși cu multă onestitate, arătând că n-avea de fapt niciun merit special, decât că știa ceva germană, și nu colosal, dar oricum o știa mai bine germană, în general nu se prea știe în România, și dacă știi un pic, chiar și astăzi, dacă știi puțină germană, se cheamă că ești destul de favorizat. A învățat, știa puțină germană din Ardealul acolo, din zona Radului și a mai făcut un pic de lecții. Și-a obținut pur și simplu o bursă Humboldt printr-un concurs de împrejurări. România își reluase relațiile cu Republica Federală Germania și se dorea o anumită îmbunătățire a relațiilor, inclusiv celor culturale. Și trebuie au trimis niște tineri să facă studii, tineri care, mă rog, apucase să-și ia doctoratul și care trebuiau să știe germană. Altminteri, germanii nu făceau prea multe mofturi, esticii erau foarte rari în vremea aia, care să vină germani, numai din România, de peste tot, practic nu cred că veneau, pentru că numai noi aveam relații, nu? Deci alții nu veneau. Erau foarte dornici, era o chestie de politică. Și iarăși profesorul recunoaște cu mult onestitate că probabil față de alți colegi din vest era mult mai slab pregătit, știa mult mai puține lucruri. Bun. Dar sigur o astfel de bursă în acea perioadă îți deschide mintea, îți dă idei, te pune în contact cu profesori, așa cum o spune, cu centre de cercetare, cu biblioteci, cu biblioteci adevărate, unde găsești tot ce vrei. Și, bineînțeles, în final, ai posibilitatea să lucrezi în acest fel. Și, din acel moment, sigur, lucrurile se schimbă. Dar, în continuare, e interesant de urmărit traseul dificil și sinuos. Într-adevăr, unul din capitole se cheamă Împotriva curentului, nu? Pe care l-ați prezentat în acea simpatică biografie. Împotriva curentului, da, pentru că anii 70-80, deși cenzura era nu foarte decisă, nu prea știa cenzura ce să cenzureze prea bine uneori, în primul rând că cenzorii nu prea înțelegeau, dacă le dădeai o carte de logica cercetării a lui Popper, nu înțelegeau nimic din ea. Asta e adevărat. Sau nu cred că înțelegeau. Iar ăia care înțelegeau ceva, de obicei, erau suficient de cum se cade ca să facă încă plouă. Da.
Leo Strauss are această teorie, probabil unii o știu, că în condiții de cenzurare a gândirii sau de cenzurare relativă a gândirii, autorul trebuie să presupună că cititorul e inteligent, mai inteligent decât cenzorul și poate să-i dea anumite elemente prin care acesta să decripteze ceea ce avea de gând. Aici prea aveai ce să-i dai să decripteze, pentru că, în general, textul pentru ei, pentru cenzor, era destul de criptic. Și în felul acesta au apărut texte foarte importante, ele au fost numite aici, pe care toți atunci care eram interesați de subiect, le-am citit cu un interes uriaș. Și, mă rog, am revenit după aceea asupra lor în anii care au urmat. Dar drumul era dificil. Trebuia să, uneori, aveai probleme cu cenzorii, uneori trebuia să negociezi. Erau, deci, asemenea, totuși erau asemenea, eu le-a zice, nișe. Filozofia analitică a fost o astfel de nișe. Motivul e simplu. Dificultatea și limbajul ezoteric, relativ ezoteric, al acestei filozofii, care nu numai, aș zice eu, că n-avea nimic de a face cu dogma, mă rog, marxistă, marxismul dogmatic, să-i spunem așa, dar nu prea avea nicio legătură cu marxismul însuși. Era ceva care nu numai că venea din cu totul altă parte, dar care ar fi putut fi folosit extrem de bine pentru a deconstrui tot marxismul, a face bucăți, dacă cineva și-ar fi pus mintea cu așa ceva, bineînțeles că nu era nimeni nebun să o facă. Dar era o nișă și sunt foarte interesante paginile acelea în care profesorul evocă cercul de filozofie analitică de la universitate, în care se adunau câțiva studenți și discutau. După aceea discutau despre Wittgenstein, mai târziu, în anii 80, și chiar la sfârșit, în 22 decembrie 1989, mai era o ultimă programată, era programată o întâlnire a acestui ger și n-a mai venit decât cineva, decât în singur. Domnul Solca. Domnul Solca. Erau vineri. Erau vineri, într-adevăr, și na. Lumea se... Istoria intrase pe stradă și filozofia trebuia să se retragă pentru un moment. Ați reluat cercul, asta n-ați mai scris acolo. Nu l-ați mai reluat, vedeți? Vorba clasicilor, inter arma silent muse. Când sunt armele, când vorbesc armele, tac muzele. Iată și muza filozofiei. Da. Aș spune, totuși, folosindu-mă de acest prilej, profesorul Flonta nu menționează sau nu menționează foarte clar, ia acolo în filigran să poate citi ceva. O altă nișă a fost nișa, aș zice eu, nișa ediției Platon, la care am participat. Nișa pe care noi, ca și Creția, profesorul Petru Creția, au creat-o în traducerea operei lui Platon. Și care a devenit și ea, încet, încet, un fel de nișă, s-au mai adăugat și alte subiecte acolo și alte povești. Și a fost o nișă de asemenea, pentru că totul era destul de ezoteric, limba greacă, chestii îndepărtate, se întâmplau de mult, cenzorii puteau să fie mai puțin atenți. Aș vrea să spun două vorbe, cu asta am să închei, nu vreau să insist. Repet, mie mi se pare esențial în această carte experiența de viață și valoarea vieții, valoarea unei vieți care se prezintă cu onestitate și cu deschidere, care își recunoaște insuficiențele de parcurs. Chiar și spre sfârșit, profesorul are
câți mai au un fond astăzi, mă refer sigur și la oameni mai tineri și la oameni mai în vârstă, când își prezintă o autobiografie spirituală de acest tip sau se prezintă pe ei în orice fel, să spună, eu sunt un profesor de filozofie, asta sunt. Nu sunt neapărat un creator de filozofie, adică un creator de sistem. Sigur, poate am adus niște contribuții, dar eu mă prezint în primul rând ca un profesor, asta cred că am putut să fac. Și mă mândresc cu asta. Asta e lucru esențial. Și așa cum s-a observat, profesor Dumitru, este vorba de un drum spre filozofie. Nu este un drum prin filozofie. Putea să spună drumul meu prin filozofie. Nu, e un drum spre filozofie. Deci, undeva sugestia este, n-am ajuns acolo, sau nu știu dacă am ajuns, la urmă, așa e. Când cineva e întrebat, cineva de-a ta ce profesie ai? Zice, eu sunt profesor, eu sunt fizician, eu sunt matematician, eu sunt istoric, eu sunt medic, eu sunt avocat. Bun, dar dacă răspunzi, eu sunt filozof, sună rău. Sună rău chestia asta. Filozof e Platon, Aristotel, Kant, Quine, dacă vreți dumneavoastră. Nu sunt așa sigur. Dar ăștia, câțiva. Noi, înalți, într-adevăr, maximum ce putem să facem, să fie niște cercetători în domeniu, niște profesori sau niște iubitori, pur și simplu niște iubitori de filozofie. Cu asta aș încheia, poate că mai se dorește, mai doriți să mai luați cuvântul sau în public mai vrea cineva să mai vorbească. Da, sigur. Vă mulțumim foarte mult. A venit rândul autorului. Aș vrea să încep prin a mă referi la o afirmație pe care a făcut-o spre sfârșit domnul Cornea, pentru a deschide și mai mult atmosfera. Nu sunt un filozof. Vreau să vă spun că la Institutul de Filozofie, a Academiei, înainte de 89, era un stat de funcțiuni, deci o ierarhie. Și era cercetător 1, cercetător cel mai tare, cercetător 2, cercetător 3. Și ăștia cei mai tineri erau filozofi. Ăla care intra era numit filozof. Deci, nu știi, nu e clar totdeauna. Ce da, la toate, la toate institutele de cercetare era aceeași poveste. Eu eram la Institutul de Istorie Arte. Era cercetătorul 1, 2, 3 și cel mai mic se numea istoric de artă. Și tot așa. Și aici era filozof. Da, doresc să mulțumesc în primul rând celor care au organizat această prezentare a cărții mele și în mod deosebit colegilor, profesorilor Mircea Dumitru și Andrei Cornea, pentru că au citit cartea și au prezentat aici impresiile lor despre această carte. Nu întâmplător mi-am dorit ca să fie cineva din cercul strâns, cum zic germanii, al filozofilor și cineva, ca să zicem așa, mai din afară, pentru că... Da. Pentru că așa cum s-a putut vedea și lectura a fost diferită, lucrurile spre cărora care au atras atenția celor doi vorbitori au fost diferite. Eu le mulțumesc foarte mult amândorora. Nu aș vrea să vorbesc mult pentru că propunerea mea este
să discutăm. Adică, pornind de la ceea ce s-au spus deja aici, de la ceea ce am spus eu, și presupunând că unii dintre cei de față au citit ceva din carte, eu vă propun să dăm posibilitatea tuturor celor de față să pună întrebări, să facă observații și cred că în felul ăsta discuția o să fie mai vie și o să puteți afla eventual lucruri mai interesante, inclusiv despre părerile mele, decât dacă își va ține eu o lungă expunere. Mie și astăzi, ca profesor foarte bătrân, nu mai plac cursurile. Înainte îmi plăcea foarte mult să țin un curs, organizam conceptual, schema, dezvoltare și așa mai departe. Și îmi place să fac doar seminarii și cu doctoranzii eu fac o expunere introductivă și apoi avem un text pentru fiecare întâlnire și discutăm în legătură cu acest text. Pentru că cred că în felul ăsta facem ceea ce este important totdeauna în această lumea noastră, adică ceea ce cred eu, că filozofia este un exercițiu al gândirii și că se poate învăța totdeauna când minți active și curioase se apleacă asupra acelui subiect și fără reținere își exprimă gândurile în legătură cu acest subiect și reacționează critic sau în alte feluri față de gândurile celorlalți. O să vă spun ceva despre modul cum am ajuns să scriu această carte. Ați putea fi înclinat să spuneți că fiecare, la un moment dat, la o anumită vârstă, se gândește să-și spună ultimul cuvânt. Nu despre asta a fost vorba în cazul ăsta. Îmi aduc aminte că un american imigrat din Germania, a cărui nume este Paul Schilp, a inaugurat în anii 40 o colecție intitulată Biblioteca Filozofilor în Viață, Library of the Living Philosophers, pornind de la următoarea reflexie, că dacă un gânditor în viață încă, activ și presupunând că va mai avea o carieră activă înainte de acum înainte, ar fi confruntat cu diversele percepții ale concepțiilor, ideilor și argumentelor sale și cu diverse întâmpinări critice la adresa acestora, el ar putea să reacționeze spunând lucruri importante pentru înțelegerea filozofiei sale. Și primul volum a fost dedicat lui Albert Einstein, care de fapt nu a fost un profesionist al filozofiei, a fost un fizician, teoretician de primă mărime. Și volumul este chiar intitulat așa, Albert Einstein, om de știință și filozof. Așa. Și acest volum începe cu o scurtă autobiografie intelectuală a lui Einstein. Era prin anul 1946, Einstein era născut în 1879, avea deci o vârstă apreciabilă pentru vremea aia și el începe așa. Stau aici, textul este scris în german, Einstein nu a stăpânit niciodată bine engleza, chiar dacă a trăit în 33 până când a murit în 56 în Statele Unite, zice, zice hier, stau aici. Și scriu ceea ce ar putea să fie necrologul meu. Adică, ultimul meu cuvânt. Deci, aici a fost vorba despre altceva. Câțiva colegi de-ai mei, printre care colegul și prietenul meu, Mircea Dumitru, au intenționat să facă un volum amagial pentru mine și eu am zis că, iată, există o dată, o dată potrivită. De obicei, astea se fac la an rotund. 80, 70, 80, așa mai departe. Uneori și jumătate. 85, 75. Dar eu am zis că există o dată mai interesantă.
și anume 2015, pentru că eu am terminat facultatea în 1955. Spre surpriza mea, cum o să puteți citi în această carte, am ajuns preparator la catedra care se numea pe atunci Baterialist Dialectic și Istoric a Universității Cei Parcon. București. Cei Parcon. A Universității Cei Parcon. Așa se numea universitatea. Da. De obicei, e și asta o reflecție, de obicei, universitățile își iau numele de la oameni care nu mai sunt în viață. Și aceste nume rămân. La Parcon a fost invers. El era în viață și după ce a murit, n-a mai fost. Universitatea nu a mai putut numele lui. E și asta o temă de reflecție. Așa. Și atunci am zis 60 de ani în universitate. Și era normal să scriu ceva, o foarte scurtă autobiografie profesională. Asta era planul inițial. M-am apucat de treaba asta în vara anului 2013 și până la urmă a ieșit o carte. Și atunci am decis să public în acest volum 60 de ani în universitate, care a luat proporții și de fapt este o carte din două volume. Profesorul Dumitru are aici în față, așa, un fragment scurt din această parte, iar restul să îl public separat, odată pentru că textul acestei cărți ar fi, care era oricum foarte lung, ar fi fost și mai lung, și dintr-un alt motiv mai important, și anume pentru că am considerat că această carte este de interes pentru un public mai larg. Nu e o carte strict academică și ar fi bine dacă s-ar putea să apară la o editură care are difuzare. Există multe edituri în România care publică o literatură de specialitate, de bună calitate, dar din păcate nu ajunge în atenția și în mintea tuturor celor interesați, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că nu există posibilități ca toate aceste cărți să ajungă de grăle. Este cazul multor edituri, unora și a editurii Universității București și a altor edituri care ar putea avea mai multe pretenții, de pildă a editurii Academiei Române. Nu se găsiți. Și atunci rămân foarte recunoscător editurii Humanitas, care a acceptat să publice această carte, ceea ce face ca, din punctul meu de vedere, așa simt eu, cunoștințele mele, foștii mei colegi care mai trăiesc din liceu, din facultate și foștii mei studenți care sunt răspândiți de multe ori în toată țara, să poată, dacă sunt interesați, să ajungă în posesia acestei cărți. Pentru mine lucrul ăsta este foarte important. Acum aș vrea să vă spun pe scurt câteva lucruri, pentru că, repet, doresc să dăm mai mult timp pentru discuții. Eu nu am avut o formație profesională și o carieră profesională care ar putea fi numite normale, așa cum n-a avut nimeni din generația mea în domenii ca filozofia. Domnul Cornea a spus că acest domeniu era în centru ideologiei regimului din România în această perioadă. Așa a fost îndeosebi în perioada primă, adică convențională, cea internaționalistă a României, dominată de modelul sovietic, în care era acest concept de diamat, materialist, dialectic și istoric, care în perioada inițială era fasonat după o expunere pe care o făcuse Stalin în puține pagini, în cursul ăsta scurt de istoria Partidului Comunist
a Uniunii Sovietice. După aia însă a fost o perioadă, și aici vreau să fac această observație, domnul Cornea, după care filozofia nu a fost în centrul ideologiei, de fapt, ci istoria națională. Ei au fost cei mai răpsiți. Noi am stat puțin mai bine. Și cu cât filozofia a fost mai teoretică, adică analitică, da, logică, epistemologie, filozofia limbajului, filozofia științei, lucrurile astea, datorită neutralității ideologice accentuate a însăși temelor, au avut un regim mult mai bun. Bineînțeles că dacă erai în domeniul filozofiei sociale, politice, a filozofiei morale, restricțiile erau mult mai dure, mai severe. Dar eu l-am văzut aici pe un istoric important, pe domnul Bogdan Urgescu, și poate o să fie de acord cu mine că istoricii o duceau și mai rău, pentru că Ceaușescu ținea niște discursuri interminabile, în care începea totdeauna cu un discurs în istoria națională și ăla era cadru, adică nu te puteai abate de la... pur și simplu trebuia să dezvolți și să documentezi acele afirmații. Așa. Și de aia să și predau un curs de istoria României și a partidului, care n-a fost în prima perioadă. Acceptăm faptul că ne-a acceptat situația și o duceau foarte bine istorici. Mă rog, eu cred că cei care erau cercetători în istoria României și aveau o știință profesională, o duceau foarte prost. Asta e o submulțime. E o submulțime, spune profesorul. Mă rog. Așa. Eu n-am avut și n-au avut toți, deci n-am avut parte de o formare profesională, pentru că am vrut să spun foarte pe scurt ce presupune o formare profesională normală. Eu am început facultatea în 51 și am terminat-o în 55. Aici sunt oameni din diferite vârste, din diferite generații. Eu sunt poate unul din cei mai bătrâni sau poate chiar cel mai bătrân, dar oricum sunt oameni apropiați de această perioadă. O formație profesională presupune, în primul rând, profesor calificație. Când am început eu facultatea, exista un singur profesor din vechea facultate de litere și filozofie. Dar ăla a fost în 51-52. În 52 din Varu nu mai era. Dacă unora le spune ceva, știți cine era? Era Alexandru Posescu, care predea un curs de... La anul întâi, un curs de logică clasică, Aristotelică. Așa. Al doilea lucru care lipsea era accesul la literatura domeniului. Complet blocat. Nu erau clasicii filozofiei accesibili. Institutul de filozofie scotea niște broșuri în care autorii erau aleși, textele erau alese, fragmentele erau alese și cine s-ar interesa să cunoască aceste texte, de pildă, există un volum Aristotel. Domnul Cornea este cunoscut ca traducător și comentator al lui Aristotel. Nu știu dacă ați văzut vreodată volumul Aristotel apărut în 51. Dacă mergeți la Biblioteca Academiei sau la o bibliotecă mare, vă spun că o să fiți interesați să citiți. Autorul era oprit uneori în mijlocul frazei. Nu era vorba doar că fragmente, ci pur și simplu, la un moment dat, fraza începea, spunea ceva, apoi iau puncte, puncte. Al treilea lucru care lipsea era un lucru care este în filozofie tot așa de necesar ca și aerul. Adică libertatea de exprimare, libertatea discuții, a exprimării și a scrisului. Fac o paranteză, știți, eu povestesc în carte că mi s-a întâmplat să întâlnim odată când eram cu un prieten, un profesor de română care ne compătimea în 90, că zicea, ce faceți voi acum că lucrurile s-au schimbat așa de mult pentru voi? El credea că suntem într-o situație proastă. Păi noi am fost cei mai mari câștigători ai libertății de opinie. Domeniul umanist în universitate. Cei care au făcut matematică sau fizică sau biologie sau geografie.
făcut în același fel și a făcut treaba mai departe. Nu vorbim de, mai vorbim de medici, ingineri, etc., etc. Noi am fost mari câștigători, bineînțeles, cei care, într-adevăr, aveau un interes profesional în acest domeniu și existau mulți care resimțeau foarte puternic interdicțiile. Și, în sfârșit, ceea ce lipsea foarte mult, dar asta e valabil și pentru alte domenii, în cazul ăsta, era comunicarea internațională. Adică posibilitatea de a circula, dar mai ales și de a face stagii în centre profesionale care sunt indispensabile pentru tine. Oricine citește biografia celor oamenilor care au lăsat ceva în cultura științifică și umanistă românească până după al doilea război mondial, constată cu foarte multă ușurință următorul lucru. Oamenii ăștia toți, într-un fel sau altul, au beneficiat de o perioadă în tinerețea lor în care au fost în centre importante. Din punctul ăsta de vedere, eu am avut foarte târziu o șansă, dar era foarte târziu totuși, pe care mulți dintre colegii mei totuși nu au avut-o și recunosc că am fost norocos și avantajat. Deci, toate astea au lipsit în cazul generației mele și deci noi nu puteam să fim altceva decât niște autodidacți. Deci, pornind de aici, ca ființe normale, adică nu ca oameni excepțional, pornind de foarte jos și foarte departe, am să ajungem, mă rog, unde am ajuns. Impresia mea este, s-a spus aici că eu sunt onel sau modest, din lucrurile și așa mai departe, dar vreau să vă spun următorul lucru. Impresia mea este că meritul constă până la faptul, până la urmă, în faptul că în condiții în care nimeni nu îți cerea să faci profesional filozofie, ci din potrivă, încerca să te împiedice cu orice preț, ai încercat cât de cât să faci asta, să nu ți-o împotriva curentului. Dar bineînțeles că toate aceste, întreg acest context, trebuia să lase niște urme și este vorba, în cazul ăsta, este vorba de efecte nedorite ale acestei formații care n-au putut fi șterse. Și orice contact și comparație cu oamenii care reprezintă elita domeniului pe plan internațional, te fac conștient de acest lucru. Eu mă simt mult mai bine totdeauna atunci când mă raportez realist la aceste lucruri, pentru că mi se pare că în felul ăsta n-am niciodată ce pierde în ceea ce privește reputația. Foarte prost poți să stai cu reputația dacă începi să te lauzi singur și aștepți să laude din partea publicului, pentru că ești într-o stare foarte proastă, de dependență, de ceva care nu poți controla, trebuie să stai pe picioarele tale. Nu invidiez această stare și nu mi-o doresc. Drumul meu a fost chiar mai lung, aș vrea să spun, decât a unora dintre colegii mei care s-au aflat în situații asemănătoare. Adică au existat foarte multe episoade și au existat foarte multe puncte care, la un moment dat, puteau să mi se pare ca fiind stabile, care s-au dovedit a nu fi așa. S-a spus aici că într-o perioadă predam teoria cunoașterii bazată pe epistemologia genetică. După aia m-am orientat spre filozofia analitică a limbajului, a cunoașterii și științei. A fost o perioadă în care am fost influențat puternic de Popper și apoi de Kuhn și așa mai departe. Deci au fost foarte multe asemenea perioade.
Oricum vreau să vă spun că după ce m-am întors din Bursa Humboldt din Germania, în anul 1973, am stat aproape un an și jumate din Germania și am ajuns pentru prima dată acolo într-o mediu profesional, unde am profitat enorm. De asta, chiar dacă aș profitat mult mai mult, dacă asta s-ar fi întâmplat 10 ani mai devreme. Așa, eu credeam atunci că modelele mele profesionale și reprezentările mele de excelență filozofică s-au stabilizat. Dar una dintre poveștile pe care o despun în această carte este că lucrurile n-au stat așa și m-am mișcat mai departe. Deci, eu am o perspectivă destul de critică despre multe lucruri astăzi, despre multe lucruri pe care le-am făcut acum 30, 20, 40 de ani și așa mai departe. Și pe de altă parte am și sentimentul ăsta. Deși gândesc foarte clar lucrurile într-un alt fel, nu sunt absolut sigur dacă n-am privit mai bine înainte. Nu spun asta de circumstanță, este o schimbare de perspectivă. Marile tradiții filozofice și modurile de a face filozofie sunt asemenea perspective. Dacă se schimbă perspectiva, vezi în mod diferit ceea ce au făcut alții și ceea ce faci tu, s-ar putea ca lucruri pe care le-ai admirat foarte mult la un moment dat și care ți s-au părut a fi modele, de asta să te detașezi destul de mult în mod critic. Cartea asta, aș spune pe scurt și cu asta închei, este atât descrierea unui parcurs intelectual și profesional timp și o perioadă foarte lungă de timp, marcat de foarte multe episoade, cât și o încercare de a prezenta vederile mele actuale asupra filozofiei, asupra învățământului filozofic, asupra culturii filozofice, asupra unui număr mare de teme care sunt deduse în cercurile filozofice și în cercuri mai largi. Este totodată o încercare de a prezenta modul cum am văzut eu viața filozofică și învățământul filozofic într-o perioadă foarte lungă de timp, cel puțin începând din anii 50. Și asta, cum am văzut-o, în ambianțe culturale și în ambianțe ideologice schimbătoare. Și cum am văzut-o, pe de o parte, ca spectator, pe de altă parte, ca actor. Sub acest aspect, ceea ce am scris reprezintă o mărturie. Și relatările mele pot să prezinte interes așa, atât pentru cei care țin de generația mea și au experiențe într-o anumită măsură asemănătoare, cât și pentru oameni mult mai tineri care se interesează astăzi de trecut. Dar așa cum am spus în cuvântul înainte, eu nu susțin cu toată încrederea deplină acuratețe a relatărilor mele istorice. Aceasta pentru că cred că mie cel puțin mi-e greu să despart foarte bine modul cum am gândit asupra unor lucruri acum 50-60 de ani și chiar în perioade mai apropiate și modul cum gândesc astăzi. Cred că mult din ceea ce mi-amintesc și din ceea ce relatez, din ceea ce descriu și apreciez în cartea asta, este influențat de modul cum gândesc altfel. Așa că din punctul de vedere a acurateții relatării istorice, s-ar putea ca multe lucruri din perspectiva asta a celui care e interesat pur și simplu, cum spune istoricul, să știe cum a fost, să prezinte insuficiențe. Eu mă opresc aici și vă propun să discutăm
în legătură cu lucrurile pe care le-au spus profesorul Cornea Dumitru, cu ceea ce am spus eu și mai ales cu ceea ce v-a atras atenția celor dintre dumneavoastră care ați deschis această carte și ați citit anumite pasaje din ele. Repet, poate că reacționând la ceea ce o să spuneți, fie că să fie comentarii, fie direct întrebări, o să pot spune lucruri mai interesante decât dacă aș continua acest discurs. Da, domnilor, eu voi purta microfonul. Bună seara, s-a făcut deja seara. Mă numesc Mihaela Miroiu și fac parte din generația care în facultate a fost norocoasă. Foarte norocoasă. Și era comunistă. Nenorocirea noastră a început după ce am terminat facultatea. Norocul a constat în faptul că am prins această generație care cu eforturi colosale, autodidacte și uneori prin norocul de a studia în afară, dacă stau să mă gândesc în memoria mea, profesorii care m-au marcat fundamental, sigur că în primul rând este cel de față, care a studiat în Germania, profesorul cu care mi-am dat diploma a studiat în Statele Unite ale Americii, alți profesori au studiat în Marea Britanie, deci, cu alte cuvinte, cred că generația mea, cea care a studiat în anii, în perioada 74-78, a fost din plin beneficiara norocului profesorului Flonta de a se raporta la filozofia vremii sale în varianta filozofie analitice. Și vreau să vă spun că nu am niciun complex intelectual că am făcut facultatea în România comunistă. Învățam exact ce învățau și cei din vest. La materialism istoric făceam sociologie americană. Cu profesorul Flonta făceam filozofie analitică, absolut updated. Făceam existențialism, făceam structuralism. Ce nu am făcut, ce a fost mare nostru minus, în formarea profesională a fost etică și filozofie politică, respectiv o substanțială pregătire în ceea ce se cheamă filozofie socială, alta decât partea de sociologie. Atâta tot. Am știut din plin că așa este în momentul în care și pentru noi s-a terminat cu prizonieratul în cușca existenței unui asemenea regim, și am reușit să ieșim în afară, să începem să devenim colegi cu colegii internaționali. Ce vreau să vă spun, domnule profesor, este că, în primul rând, dumneavoastră vă mulțumesc că n-am avut niciun complex, nici în ieșirile mele multe la universitățile britanice, nici la cele americane, absolut deloc. Am recunoscut în continuu că ceea ce am de la dumneavoastră este un mod de gândire și un instrument de a face filozofie care mi-a folosit mult dincolo de ceea ce m-ați învățat dumneavoastră și de felul în care m-ați format dumneavoastră, pentru că l-am aplicat pe urmă în zone cu totul și cu totul neașteptate care mi s-au deschis în față. În orice caz, deci asta voiam să spun pentru publicul care nu a luat parte la istoria evoluției facultății. Eu am norocul extraordinar că am în această sală trei foști profesori, inclusiv pe doamna Cornelia Grunberg, și vreau să vă spun că cu excepția a doi profesori în facultatea de filozofie, unul, să fiu iertată, un prost dogmatic, și unul, o figură bâlbâită intelectual și care așa a rămas și așa există și acum, dar care nu avea legătură în sine cu niciun fel de dogmă, chiar am făcut filozofie. Că n-am făcut filozofie moral-politică, v-am spus, dar chiar am făcut filozofie. Imaginea despre Facultatea de Filozofie din Universitatea București în vremea comunismului ar fi foarte, foarte falsă,
dacă nu ar exista și acest gen de mărturisiri, și anume că prin profesor, cum a fost profesorul Flonta, noi am fost contemporani cu vremea noastră în cel mai profund sens. Și n-am avut niciun fel de motive să avem complexe când s-au deschis granițele cunoașterii și existenței universitare în afara României. Vă mulțumesc din suflet pentru toate astea. Eu vreau să fac doar o remarcă în legătură cu ceea ce spuneați. Și anume că există obiceiul, poate răspândit, de a vorbi despre lucruri pe care nu le cunoaștem bine dinăuntru. Bineînțeles că existau niște programe analitice și existau niște cursuri. Acolo finalitate era ideologică. Dar în progresiunea timpului, eu am fost în facultatea de filozofie, n-am fost tot timpul în facultatea de filozofie. Sunt în Universitatea București, dar nu în facultatea de filozofie. Din 66 am fost. Până în 89 a existat tot timpul o progresiune în sensul efortului majorității covârșitoare a profesorilor care erau de a se prezenta în fața studenților ca profesioniști. Adică de a eluda cerințele respective. Ceea ce înseamnă, era un curs de socialist științific și se făceau considerații teoretice, sociologice și așa mai departe. Era un curs de pildă de etică, se discuta o serie întreagă de teorii etice și lucrurile rămâneau la nivelul discuții principiilor. Așa. Nu se făcea ceea ce exista ca atare în programele de învățământ. Nu se făcea. Și exista o anumită solidaritate din punctul ăsta de vedere. În anii mai vechi erau oameni care își denunțau colegii. Pentru că nu făceau asta, adică nu făceau ceea ce le-a fi cerut autoritățile. După aia asta nu s-a mai întâmplat. Și atunci, într-adevăr, cei care cunosc situația dinăuntru, adică în primul rând studenții facultății din toată această perioadă, au o altă impresie decât are o publicul mai larg. Vreau să vă spun că eu am avut un coleg și prieten foarte apropiat, care am fost coleg și în facultate de an, care a fost și el profesor la Facultatea de Filozofie, profesorul Alexandru Valentin. Și împreună cu o absolventă din seria 1977, doamna Liana Ionescu, care este aici de față, noi am pregătit un volum care o să apară în mai, probabil, la editura Universității din București, în amintirea profesorului Valentin, care conține 27 de evocări și amintiri ale foștilor lui studenți. Inclusiv ale unor persoane pe care nu le putem bănui de nostalgie față de vechiul sistem, adică Vladimir Tismăneanu sau Stelian Tănase, sau alții, care au fost studenții profesorului Valentin. Și toți sunt unanimii a spune lucrul ăsta. Și anume că a existat acest efort, nu? Făcut pentru că oamenii aveau acest sentiment că vor să se deosebească de propagandiști, pentru că a face propagandă politică și ideologică, cum s-a făcut în România și în alte țări, toată perioada asta, nu se cerea nicio calificare. Și fiecare care era în universitate se simțea un jignit și umilit dacă era perceput de studenți.
și de un public în felul ăsta. Acest, sigur că erau tot felul de compromisuri care trebuiau să fie făcute, dar acest efort exista. Și atunci vă rog să luați și acea, ceea ce a spus Mihaela Miroiu ca o, nu ca o încercare, mă rog, de a prezenta lucrurile într-o lumină cât mai favorabilă, ci ca o mărturie despre această realitate. Mă rog. Când permiteți, vreau să vă spun o poveste foarte scurtă. Are o morală convergentă cu ce a spus și doamna Miroiu și doamna profesor Plan. E o poveste care mă implică pe mine. În 1994 am plecat, în 1993 am plecat în Statele Unite ca bursier Fulbright și în 1994 până în 1998 am făcut un doctorat la zi, că numai așa se face în Statele Unite, la Universitatea Turei. Obligația oricărui student acolo, atunci și acum, este să facă timp de 2 ani, de 3 ani, în funcție de cerințele programului, cursuri, ore, foarte avansate, foarte dificile. Cursul de doctorat acolo este la un nivel extrem de ridicat și nu repetă cursurile de masterat și de licență, cum se întâmplă de multe ori în universitățile din România, inclusiv Universitatea din București. Pentru mine, obligația contractului era ca timp de 2 ani, deci de 4 semestre, să fac câte 4 cursuri pe semestru. Și se știa de la început care era distribuția, filozofie politică, socială, metafizică, ontologie, logică, etc., etc. După primul semestru, am terminat cursul, am luat calificativele care erau necesare pentru a merge mai departe. Directorul departamentului și directorul tezei mele, profesorul Graham Force, m-au chemat, am avut o discuție foarte scurtă, în care mi-au spus, Renate, ești foarte pregătit pentru filozofie. Ești ca medie deasupra studenților pe care noi îi avem aici în program, la nivelul ăsta. Noi ne pierdem banii dacă te ținem pe dumneata în continuare să faci cursuri pe care trebuie să le plătim profesorilor, pentru că plătim profesorii care țin cursuri. Iar dumneata, în loc să ne produci bani nouă, adică să ții tu cursuri la studenții mai mici, dar iarăși o obligație pentru doctorand de acolo, sau de cursuri de introducere, ocupi un loc aici și ne faci și o pagubă. Prin urmare, vei face doar jumătate din obligațiile pe care le au studenții aceștia, pentru că nu putem să te scutim de mai mult. Iar în contrapartidă muncești mi-a dat pentru noi și faci niște cursuri în plus. Gândirea americană foarte pragmatică, după cum vedeți. Și acum a venit discuția. Bun, dar ce pot să fac? Ce arătați dumneavoastră foaia matricolă de la București? Ce a studiat acolo? Și s-a uitat, era și o traducere, bineînțeles, în engleză. Eu aveam anumite rezerve. Aveam întâi materialist dialectic, nu știu ce, nu știu cum. Deci aveam materialist dialectic. Și un profesor de filozofie politică, Eric Mack, un foarte cunoscut libertarian, pe doamne, materialismul dialectic e metafizica secolului 19, materialismul istoric e filozofia politică, bla, 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 bla. Vreau să vă spun că au echivalat și aceste cursuri. Pentru că au gândit pornind de la felul în care era pregătit omul, produsul facultății de filozofie. Și am terminat în 1985 facultatea de filozofie, prin ceaușism. Deci, iertați-mă, dacă și după 25 de ani gândim tot ideologii lucruri, atunci înseamnă că degeaba profesorul Mircea Plonta stă 60 de ani în universitate și s-a plâns că filozofia a fost gândită ideologic în anii 50. Haideți să depășim momentul. Asta a fost atunci. Acum haideți să discutăm totuși filozofia ca filozofie, da? Nu e vorba nici de apologie, nu e vorba nici de faptul că unii dintre noi putem sau putem să nu fim nostalgici și așa mai departe. Aici este un test quasi-obiectiv. Niște filozofi Ursenger, non-marxiști, americani, unii analitici, alții pragmatiști, alții libertarieni, au gândit în felul acesta, într-un mod foarte complet. Și ca să închei treaba asta cu o glumă, în sală și profesorul Stoianu, mi s-ar putea să nu-i placă, dar asta a fost realitatea. Un absolvent al nostru, domnul Diplan, pe care poate îl aduceți aminte, plin de omor și foarte isters, a făcut un doctorat pe care nu l-a încheiat până la urmă, s-a reorientat către computer science, pentru că era și inginer, câțiva ani de doctorat în filozofie în Florida. Avea un student, un coleg, de fapt, care avea mari probleme să treacă examenul de logică. Era un examen introductiv de logică și logistică aristotelică. Și Diplan acesta i-a dat niște lecții particulare și a stat de capul lui până când omul a învățat Barbara, Cela, Rândarii, Ferio, toate lucrurile astea pe care le mai știu și astăzi de cei care au trecut prin ziua din domnul Steanu aici.
A fost atât de încântat acest om care a reușit să ia notă de trecere la logică, că l-a întrebat pe Diplan, nume, ce pot să fac pentru dumneata, ca răspuns la generozitatea admitare, ce pot să-ți dau? Iarăși tipic american, nu mi-ai dat ceva, îți dau ceva în schimb. Și ce a spus Diplan, zice, domne, învață cuvântul ăsta și în fiecare dimineață îți spune-l în fața oglinzii, Stoianovici, Stoianovici, Stoianovici. Ce, da, ce cuvânt este, ce înseamnă? E profesorul meu de logică, dar aia nu învăța lucrurile. Asta e absolut adevărat. N-aș fi starea să-i îndrăge. Da. Îl cunosc pe, foarte bine pe colegul Diplan și știu că este în stare de așa ceva. Pe Pompiliu, te rog. Da, pe Pompiliu. Doamnelor și domnilor, trebuie să ne rămână timp și pentru o ședință de autografe. Aș dori să adaug și un lucru. La sfârșit, aș dori să spun un lucru. Domnul profesor Flont a zis că a exprimat rezervă că în această carte s-ar putea să fi greșit cu privire la adevărul istoric. Nu? La un aspect sau altul al epocii. Sigur că nu asta ne interesează. E vorba de drumul meu, nu? Așa spune și titlul. Drumul meu în filozofie, drumul domniei sale. Eu am aflat un lucru important, fiindcă m-am întâlnit cu domnia sa târziu, doar un semestru am fost student, relația a fost mai mult personală. Știți? Mi-amintesc de o poveste indiană cu un ucenic care vine la înțelept și înțeleptul zice, despre ce vrei să-ți vorbesc? Fenau pe rând. Și zice, nu, despre nimic. Vreau doar să văd cum îți pui sandalele. Asta am vrut și eu să văd la profesorul Flonta și drumul domniei sale către filozofie, spre filozofie, o să vedeți și în fotografii, foarte adesea pe lângă malurile Ialomiței, ne-am plimbat împreună pe malurile Ialomiței, ne-am plimbat la Pătiniș, ne-am plimbat în Germania, nu, n-am apucat încă să ne plimbăm în Germania, în spațiul nostru de aici. Dar pentru mine există un adevăr care e mai important decât toate adevărurile istorice, spuse sau nespuse, corect văzute sau incorrect redate, oricum ar fi ele. Un adevăr este acesta. Cartea ne vorbește în multe, multe locuri despre felul cum erau educați oamenii pe acea vreme. Eu m-am simțit în această relație personală cu profesorul Flonta, educat la nivel de rafinament, la nivel suprem. Nu? Am învățat, nu? Pe teme de Wittgenstein. Acolo rafinamentul este de bază pe teme de Wittgenstein. Deci am învățat cu cineva pe care acum am văzut cum el însuși a fost format. M-am format lângă cineva care a fost format, cum spuneam, în anii 50. Capitolul acela m-a impresionat cel mai mult. Și sunt multe pasaje în care profesorul Flonta vorbește despre aplatizarea gândirii în acea epocă și consolidarea conformismului, despre nerușinarea care domnea în spațiul academic, nu? Multă nerușinare îi trebuia cuiva ca să facă, iată, o legitimare filozofică a deciziilor politice, așa cum era marxism-leninism. Și la un dat spune un cuvânt. Spune, acea instrucție era, de fapt, un dresaj. Acest adevăr este tulburător pentru mine, fiindcă cineva care în tinerețe a fost dresat, a reușit să se sustragă acestui dresaj și să învețe pe alții, să transmită lucrurile cu totul altceva, cu totul transfigurate, cu totul, bineînțeles, după ce a creat discipline în universitate, după ce a adus adevărate discipline în universitate. Acesta este, după umila mea părere și pentru mine, adevărul cel mai tulburător și cel mai de preț pe care îl transmite cartea. Vă mulțumim pentru prezență și vă invităm la o ședință de autografe. Domnul Flonta, vă stai aici.